Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a anunțat începerea zborurilor directe către Constanța, una dintre cele mai așteptate destinații de vacanță din vara anului 2022. Luni 20 iunie, de la Aeroportul Internațional Cluj, primul zbor din această vară a început către Constanța, operat de Blue Airline. Zborurile către Blaxia Beach vor fi operate pentru 3 frecvențe săptămânale, luni, miercuri și vineri, iar apoi cu 2 frecvențe săptămânale, după cum urmează. Program de operare pentru operațiuni de operare de operare. Constant. Iunie 2022, luni CLJ ora 12 și 40 de minute, CND ora 13 și 45 de minute, CND ora 14 și 15 minute, CLJ ora 15 și 20 de minute, miercuri și vineri ora 18, CND ora 19 și 5 minute, CND ora 19 și 45 de minute, CLJ ora 20 și 50 de minute. Observație, programul de zbor reprezintă orele de aterizare și luarea, o fă și poate experimenta schimbări. La doar o oră distanță, traseul care leagă Cluj-Napoca de Constanța facilitează o călătorie pe coasta Mării Negre, atât pentru Cluj, cât și pentru pasageri din toate Transilvania. Câți duși zbor înapoi Cluj-Napoca, Constanța? Conform datelor de pe site, ul de rezervare a zborului, Badbilet, BAC, între 22 iunie și 29 iunie, costul de 708 lei. Într-o altă perioadă selectată, 11-18 iulie, biletul de baie, taxa de retur 840 lei. Ca și anii precedenți, aeroporturile Cluj și Blue Air Company au răspuns la nevoile conectivității pasagerilor din segmentul de trafic turistic și oferă opțiuni de călătorie atractive la prețuri accesibile. Acest zbor sezonier direct va contribui la descoperirea destinațiilor turistice românești, sprijinind astfel turismul intern. Viorel Federica, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: suntem siguri că zborurile către Constanța vor continua să se bucure de aprecierea pasagerilor noștri și din toate regiunile deservite de aeroportul Clujer și vor contribui, desigur, atunci când recuperați traficul aerian înainte de pandă. David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, a declarat: astăzi am dat oficial o vacanță la Blaxia Beach, continuând zboruri directe către Constanța, de pe Aeroportul Internațional Cluj. Acesta este un moment așteptat de mulți pasageri, deoarece aceasta este o destinație tradițională care completează diverse destinații de vacanță disponibile de pe Aeroportul Cluj.